Pierderile de apă reprezintă o problemă destul de gravă la nivel județean. În acest sens, directorul operatorului regional Activitatea Gosco, Morăștie, Fabio Schiseli, a declarat că are în plan demararea unei campanii de monitorizare a consumului de apă, dar și de eliminarea pierderilor de apă. Iar aici sunt incluse și investiții pentru schimbarea rețelelor. Avem în plan să începem o campanie de vis-a-vis de pierderi, de monitorizare a consumurilor de apă, de eliminarea pierderilor pe care le știam, pierderilor istorice, să le zic așa. Adică schimbăm rețele, facem lucruri serioase din punct de vedere și gândiți-vă că toate astea sunt pe surse proprii, deocamdată. De asemenea, avem preocupări în zona conformării la cerințe prin a încerca să cumva să rezolvăm problema stațiilor de epurare din mediul rural care și-au demonstrat ineficiența. Și aplicăm un program de stat de clusterizare, se numește, adică de a aduna toate apele uzate din area de operare sau marea lor majoritate și să le aducem într-o stație de epurare funcțională care poate până la urmă să gestioneze această problemă.